au eliminat globul ocular de tot. Pentru că altă soluție nu era. Adică ochiul nu mai era bun ca organ, nu puteai să faci cu el nimic. Astăzi, la Femeile Vorbesc, veți cunoaște o istorie de viață impresionantă a unei luptătoare nevăzătoare. Atunci când au fost ultimele operații decisive, atunci a fost dureros. Și când am divorțat, la fel. Pentru că eu sunt foarte familistă și chiar am crezut că o să fac o familie frumoasă ca orice femeie, și ca orice om, de fapt, care e. Și atunci când planurile strică într-o clipă, clar că te traumează. Toată povestea Inei Cernei o aflați astăzi la Femeile Vorbesc. Ați spune că viața unei femei nevăzătoare nu este una fericită, însă Ina Cernei ne contrazice. Lipsa vederii a învățat-o să se adapteze, să se accepte, să se iubească așa cum este și să se bucure de tot ce o înconjoară. Povestea ei începe în urmă cu 35 de ani. Mă numesc Ina Cernei, vin dintr-un mic sătuc din raionul Fălești, și anume Glinceni. Acolo mi-am petrecut o parte din copilărie. Din fragedă copilărie, pot spune așa, că au început problemele cu vederea. Ele au urmat pe parcurs, desigur că au urmat și încercări de rezolvare, dar, din păcate, au eșuat. De aceea sunt o persoană cu dizabilități vizuale, adică total îmi lipsește vederea, total la moment. Vin dintr-o familie de oameni simpli. Tatăl meu are o mică gospodărie țărănească, da? Unde își petrece micile lui afaceri. Mama este farmacist. Mai am o soră care este medic. Cam asta. Eu am o familie micuță, dar frumoasă. Ina Cernei s-a născut cu glaucom, o boală a ochiului care produce atrofierea nervului optic și îngustarea câmpului vizual și pierderea progresivă a vederii. Când s-a depistat problema cu vederea? Din ce mi-a povestit mama, aproximativ la 4 ani a observat o mică pată pe un ochi. Desigur că atunci nu erau așa multe aparate și tehnic pentru a depista patologia. Atunci a început călătoria noastră, găsirea leacului. Mulți nu puteau să pună un diagnostic corect. Anii 90, cred că toată lumea știe că era atunci foarte greu financiar, dar cu toate astea părinții mei au depus toate eforturile ca să mergem la Moscova, pentru că atunci era renumita clinică Fiodorov, care mama mea tare spera, pentru ea era ca Dumnezeu, credea că acolo se rezolve tot. Și am ajuns și acolo. Acolo mi s-a pus diagnoza de glaucomă. După asta am mai urmat. Mi-a făcut atunci o intervenție, doar a fost o intervenție de a lungi perioada de orbire, da? Dar mamei mele nu i-a spus direct asta. I-a spus un medic mult mai târziu, când noi tot umblam pe drumuri, cheltuiam foarte mulți bani care se făceau greu, până într-un moment când un domn doctor așa mai direct i-a spus mamei că nu vă chinuiți și nu cheltuiți bani aiurea, că fata asta nu o să vadă. Care a fost cauza? Pentru că boala este incurabilă. Adică chiar și până ziua de astăzi nu este un tratament sau... E incurabil, nu se tratează. Ea, pur și simplu, cu timpul, poți să vezi o perioadă, dar ea scade. Este o tensiune intraoculară. Dar atunci, în acea perioadă, câte procente vedeai? Bine, nu pot spune exact, pentru că până în clasa 4 am învățat în școală normală. Din a 4 am început deja să nu văd la tablă bine, a început foarte repede să scadă vederea.
Da, evident că nu o monitorizam cumva la medic în fiecare zi. Scădea foarte mult. Purtai ochelari? Da, am încercat și ochelari, dar nu pe mult timp a fost. După aia, părinții mei au văzut că nu mă descurc la școală. Eu, ca să nu arăt la școală că nu văd, încercam să învăț totul pe de rost acasă și mă făceam că citez din carte, asta în ultimele deja etape, când mi-era rușine că nu văd, citesc și nu spuneam asta, dar acasă învățam pe de rost și a doua zi citeam tot ce țineam minte. De ce ți-era rușine? Nu știu, pentru că credeam că asta e așa, nu știu, ceva rușinos. Mereu s-a aliniat lângă cei care nu aveau nicio deficiență. Au ajutat-o ambiția și perseverența, contura atent sânul familiei. Acolo a simțit iubire și sprijin permanent. Fata s-a dezvoltat într-un mediu sănătos. Poate câteodată a făcut lucrurile puțin mai greu, dar nu le-a lăsat neterminate. Nu o caracterizează. Părinții mei vorbise cu profesoara, era profesoara, știa că eu am probleme și îmi trăgea cumva mai mult atenție. Și atunci am început bullying-ul în clasă, când copiii nu înțelegeau de ce eu sunt cumva favorizat. Și am fost așa un pic dată la o parte. După care, deja părinții mei au aflat de școala internat pentru persoane cu disabilități. Și au hotărât să mă dea acolo, pentru că nu mai făceam față la școală. Ce clasă erai când ai părăsit, să înțeleg localitatea? Într-a cincea. M-am dus într-a cincea deja la școala din Bălț. Atunci deja aveai probleme și nu mai făceai față? Da, deja nu mai puteam să citesc. Vedeam doar așa, puțin. Dar cum te simțeai atunci când colegii tăi, care până nu demult îți erau prieteni, au început să te ignore, da? Da. Mă simțeam foarte prost și nici nu vreau să mai merg la școală, pentru că normal nu mă simțeam bine acolo. De fapt, după asta nici nu mai durat mult, cred, și eu am plecat. Dar ai încercat să vorbești cu ei, să le explici care este cauza? Nu. Nu cred că atunci conștientizam sau știam ce să le spun. Dar profesorii? Vedeți cum comparativ cu zilele de acum, profesorii probabil atrag atenția mai mult la copii, dar atunci era așa, nu se implica în relațiile dintre copii. Ați suferit în acea perioadă? Da, foarte mult. Și de atunci, de fapt, s-a început să fiu mai introvertă și închisă, pentru că nu eram înțeleasă și, de fapt, nici nu știam cum eu să mă exprim sau ce trebuie eu să fac. Și, da, atunci m-am închis mult. Aveai nevoie de mai multă înțelegere din partea oamenilor din jur sau din partea familiei? Nu, oamenilor din jur. Familia oricum înțelegea ce se întâmplă, doar că ei singuri nu știau cum trebuie să acționeze în situația asta. Pentru ei tot la fel a fost, poate chiar mai mult, că eu nu eram conștientă chiar perfect de ce se întâmplă și ce urmează să se întâmple plecarea mea la școală, pentru că acolo era o școală internat. Și te duceai lunea și în cel mai bun caz te luau părinții în weekend. Îți mai amintești prima zi? O, da. Au fost cu multe lacrimi. E obișnuit copil de la țară care toată ziua cu părinți, aveam o legătură foarte strânsă, mama seara ne citea, eram cu sora mea, adică foarte strâns acolo era și despărțirea asta a fost foarte dureroasă. Ina mărturisește că odată ajunsă la orfelinatul din Bălț ar fi știut ce o așteaptă. Au urmat 9 ani grei pentru un copil care vedea în proporție de doar 5%. Și cum vă descurcați? Mă refer acolo, la școală. Ca toți copiii, era... Sincer, nu am cele mai frumoase amintiri de acolo, pentru că era un sistem de stat comunist și foarte strict, ca la armată, exact ca la armată. Să te scoli dimineața pe frig și să, cum spuneam și mai devreme, anii 90 era și acolo greu. M-am dus, nu mâncam nimic pentru că nu era mâncarea bună, pentru că mai multe chestii. Și era... Nu chiar bine a fost. Tot timpul vroiam acasă, tot timpul vroiam altceva.
era, da, plecarea de acasă mai greu și STEM-ul care era în școala respectivă, asta mă omora. Strictețea și duritatea care era acolo. Și cum ați făcut față? Cum ați depășit acele momente? Simplu, când n-ai alte variante, trăiești cum este. Ați încercat să spuneți părinților că nu mai vreți acolo, că vreți acasă? Da, ei știau, nici nu trebuia să le spun, pentru că veneam în weekend acasă și dimineața luni era cu scandal de dus la școală. Știau, dar ei înțelegeau că altă variantă nu există. Trebuie. În viață trebuie uneori să faci sacrificii. N-ai încotro. A fost eleva unei școli pentru nevăzători, un lucru pe care l-a perceput ca pe un progres. Acolo a întâlnit unii copii mai empatici, alții mai puțin, dar întotdeauna a avut prieteni și profesori care au încurajat-o. Am învățat braille-ul, adică scrisul pentru nevăzători. L-am învățat destul de repede, cred că în jumătate de an deja puteam să scriu, să citesc la toate obiectele. Și după care programul obișnuit pentru toți copiii, da? Doar că scriam și citeam diferit. Și profesorii de acolo la fel, erau toți instruiți, adică ei toți știau a citi și a scrie în braille. Și eram în clasă puțin, adică putea să ne ofere atenție, ne acorde atenție mai mult, cumva era altfel. Ce ține de lecție și de învățătură, a fost ok. Dar adaptarea pentru tine cum a fost? Grea, foarte grea, nici nu știu dacă m-am adaptat până la urmă. Au fost foarte greu anii și cu adaptarea. Dar cum aveai grijă de tine? Cine te ajuta? Era o școală cu 3 etaje și cumva totul era gândit, pentru că chiar dacă nu vezi, adică un copil care nu vede, oricum se descurca. Pentru că învățai totul ce și unde se află și te descurcai singur. Bine, nu erau toți copiii care să nu vadă sau așa de rău, mai erau copii care vedeau chiar destul de bine, dar aveau doar probleme. Și împreună era bine. Adică ne descurcam. În acea perioadă cam câte procente vedeai? Poate 5%. Nu știu cu siguranță spun, dar cam așa. Vedeai doar siluete? Siluete, culori, da. Mai mult ca prin ceață. Da. De lungul timpului a fost la diferite consultații oftalmologice, dar i s-a spus tranșant că afecțiunea nu se tratează, iar operația de înlăturare a globilor oculari este inevitabilă. Au început problemele deja mai serioase, pentru că patologia asta se manifestă, adică la finalul ei, ochiul foarte tare se mărește, pentru că acolo se adună un lichid. Și mi-au mai făcut niște operații pentru a scoate acel lichid și de a mai menține ochiul, dar într-un final, probabil în perioada asta de maturitate, dar s-a activat mai tare și a început să-mi crească ochiul foarte mult. Aveam niște dureri insuportabile și atât de tare mă durea și atât de tare mă scotea din minți durerile alea, că eu am spus că gata, faceți-mi ce vreți, doar ca să scap de durerile astea. Nu puteam dormi o secundă, nici zi, nici noapte, nici nimic. Și cumva deja mi-era tot una, o să văd, măcar un pic, gata, nu mai vreau să suport asta. Și deja au urmat cele două operații definitive, care știam că gata, după ele eu nu o să mai văd. Când au avut loc? Prima, cred, la 16 ani și a doua la 18. Pentru că ochii era, adică nu era boală avansată egală la ambii ochi. A urmat o perioadă foarte grea de acceptare și reabilitare, atât pentru ea cât și pentru părinții săi. Și în cauza că mama mea foarte greu a suportat asta, era distrus praf. Și eu cumva, inconștient sau nu știu, trebuia eu să fiu puternic, să o încurajez pe ea ca să nu plângă, să nu o să... Și cumva eu linișteam pe ea că tot o să fie bine, că oamenii care nu văd tot trăiesc, tot singur nu știam cum și ce, dar în mintea mea era ceva, o să fac ceva, nu știu. O să mă descurc cumva.
doar ca să nu mai am durerile pe care le aveam, că era chiar insuportabil. Te durea capul, ochiul, ce te durea atunci? Ochiul, capul, tot. Și îmi lăcrima ochii în continuu, adică practic nu puteai să faci nimic, doar stai în pat și gata. Și ce s-a întâmplat după a doua operație? Nimic, pur și simplu au... Cum spun asta, să nu suni așa de dur, am eliminat globul ocular de tot. Pentru că altă soluție nu era, adică ochiul nu mai era bun, ca organ, nu puteai să faci cu el nimic. După care am fost perioada de reabilitare plus protezare. Deci acum aveți proteză? Da. La ambii ochi? Da. Deci ochii dumneavoastră nu mai aveți? Nu. Cum a fost acea perioadă pentru dumneavoastră? Însă și acceptarea situației? După a fost foarte greu, pentru că în mod normal ar fi trebuit să fac niște terapii cu un psiholog, ceea ce pe atunci nu era și nici nu spunea problema de genul ăsta. Și desigur că eu am parcurs tot foarte, foarte greu. Acceptarea asta a fost cea mai... O perioadă nu ieșeam nicăieri, în afară de ce trebuia să fac, da, lecții sau ce aveam eu. Nu ieșeam în lume, nu comunicam, nu, pentru că mi-era frică. Cum? Mi-era frică de reacția oamenilor. Și atunci când ieșeam, tot timpul vroiam să maschez, să ascund că eu nu văd. Cu prietenele mele, diferite semne, chestii care să maschez că eu nu văd. Nu de știu. Ce faceți asta? Nu știu, pentru că nu acceptam. Probabil asta era. Nu acceptam și nu vroiam cineva să vină să spună, ha, de să te ajut, mititică, adică mila asta, nu vroiam, nu... După care, bine, multe traume sunt, poate sunt și acum nerezolvate, dar cu timpul, încet, încet se rezolvă, când văd alți oameni, când și lumea s-a mai schimbat, atunci foarte mult s-a schimbat oamenii, nu se mai uită la persoane cu dizabilități ca la niște extraterestri, da? Adică înțeleg, deja mai înainte așa era, vedea și parcă erai căzută din cer, acum e mai bine. Într-o lume întunecată, plină de clișee, discriminare și prejudecăți, Ina Cernei a visat ca orice alt copil de vârsta ei. Îi plăcea să cânte și a îndrăznit să urce pe scenă la mai multe evenimente. Vroiam foarte mult să fac ceva în arte, dar cum spuneam că nu s-o primit, era cam unica variantă să vii la Chișinău și să termini liceul, plus școala de meserie, atunci era o școală, acum nu mai este, școala de masaj, de masori, tot pentru persoane cu dizabilități. Bine, nu era doar pentru persoane, erau, veneau cine vroia. Și cam asta unica ieșire. Și am spus, bine, altceva nu-i, merg aici. În plus, tatăl meu a insistat mult, el vroia, pentru că el a înțeles că dacă o să învăț să fac masaj, cât de cât o să-mi fac de o bucată de pâine. E ceva practic și care îți aduce bani, cât de cât. Și am făcut, da, am făcut liceul și școala de masaj. Școala de meserie? Da, de meserie. Cât timp ați făcut-o? 2 ani. Și aici în Chișinău, unde ați stat? Cum v-ați descurcat? La cămin. Atunci se dedea cămin. Cât am învățat, am fost la cămin, după care deja au început căutările mele de a munce undeva. Și iarăși de nou, iată și aici niște discriminări, da, cu locurile de muncă, cred că toată lumea știe, adică nu se primează persoane cu dizabilități la muncă. Și am început să caut mult am căutat, între timp, adică cât făceam chiar și masaj, oricum continuam cu muzica. Dacă ei n-au vrut să mă primească la Academia de Arte,
Am făcut cunoștință cu o doamnă de la Academie, e o profesoară de canto academic și luam lecții în particular. Și participam la festivaluri, la concerte, unde era posibil. Adică eram totuși activă și cu muzica. Chiar dacă nu vedeți? Da. Pe la anunțe am mai cântat. Și cum vă descurcați singură? Bine, eu tot timpul am avut sau prieteni care erau și mă ajutau, sau mai recent, deja am o persoană însoțitoare care mă însoțește atunci când eu am nevoie. O achit de sigur și este lângă mine atunci când am nevoie. Și asta mă ajută mult. În acea perioadă, Ina a cunoscut un bărbat de care s-a îndrăgostit. A urmat nunta și crearea planurilor de viitor. Cum l-ați cunoscut pe el? Da, l-am cunoscut. Cine? Eu, cum spuneam, cum mergeam la ore de canto, în particular, și când nu aveam cu cine să merg, mă luam taxiul. Era un bărbat care a venit recent de psihotare și vroia să rămână în Moldova și vroia să investească și avea, cum spuneam, avea o mică afacere în taxi. Ce vârstă avea el atunci? 34, da. Și dumneavoastră? 29. O vârstă potrivită. Da. Ce v-a atras el cel mai mult? Este că nu i-a fost frică, că nu m-a jelit niciodată, nu m-a compătimit niciodată. Și calitatea care cel mai mult m-a atras, că el nu încerca să mă ajute. El încerca să găsească soluții, cum să fac toate lucrurile singură. Ați era apreciat inventiv. Aceste gesturi? Da, foarte mult. Și cât a durat relația dumneavoastră? A durat aproximativ 5 ani, după care n-am mai mers. Ce s-a întâmplat? O problemă, cred că cea mai generală care este. Nu vreau să intru mult în detaliile astea. A fost o despărțire de comun acord? A fost violență? Ce nu, nu, violență nu, niciodată. A fost de comun acord. A apărut o a treia persoană? Da. Ați aflat sau v-a zis el? Nu, am aflat. Eu nu accept așa relații. Știu că acum multe familii trăiesc așa, dar eu...
pe auz, pe miros. Adică încerci să-ți folosești alte simțuri ca să... Au fost situații când v-ați tăiat? Da, de multe ori. M-am tăiat, m-am fript. De toate au fost. Da, până atunci când te doare, data viitoare sigur nu o să faci ce... unde e greșit. Această femeie puternică ne învață să nu cedăm, să ieșim din orice situație, oricât de grea ar fi. Pe lângă gătit și mult sport, Ina iubește să și citească. O să arăt cum eu pot să citesc. Îmi place foarte mult să citesc când am timp liber. Și bine, mai este și varianta să ascult-o pe internet, dar e, pentru mine e mai interesant să ții cartea în mână și să citești, să răsfăiești. Asta e un dispozitiv special... din România am făcut rost de el, care te ajută la citit și la mai multe, adică el... Acum să vă demonstrez. Trebuie să pui ochelari pentru că el trebuie să stea pe ceva, da? Și... de exemplu, vrei să citești, trebuie să ții cartea, așa, la nivelul ochilor aproximativ, uh-huh. Îi dai, apeși. Acum să mă abțin rugând. I-au nișit ochii pentru a se concentra. Apoi crăschea făcut mari. La tot pe cea mai frumoasă femeie din lume. Mi-a răspuns, încercând să-l imite pe Pișon. Mi-a mânăbușit un râs încărcată de melancolie. Pișon îi spunea mereu că e cea mai frumoasă femeie din lume. Chiar și la 80 de ani. Pișon era nebun. Dacă vrei, o oprești, da? Deci adică, ea face, cum ar ne face poză la asta și se citește. Sau, de exemplu, vrei să știi o culoare sau, nu știu, de exemplu, la pernuța asta. Ții da. Cu degetul, da? Uh-huh. Mai mult timp. Nu doar RL, dar mai mult timp. Și ea-ți spune, zonă verde, gri închis. Cât de des ai nevoie de... La citit cel mai mult și la bani. Atunci când bine, la mine bani în portmoneu stau fiecare în secțiunea lui, ca să știu, sau mai des mă folosesc de card, ca să nu mă complic la magazin, de exemplu. Dar la bani, când am nevoie, cel mai des și la cărți. Cam asta. De când îl folosești? L-am deja de vreo 2 ani. El are mai multe funcții, doar că are și un mic minus, foarte repede descarcă. Și nu pot să-l port cu mine tot timpul, pentru că el maxim jumătate de oră și dacă să-l folosești intens, da? Și descarcă. Dar este un suport foarte bun pentru cei... Da, foarte bun, mai ales când, de exemplu, nu știu, te simți rău și îți trebuie un medicament sau, adică, în lucruri sunt așa mai urgente, care ești singur, da? Și tu nu poți citești o etichetă sau dacă nu e limba rusă. Pentru că în rusă nu citești, e făcut de americani și tu stai în fața mea, da? O tânără se află în fața dumneavoastră. Ești tânăr. Ai zis, da? Îți spune așa, dar nu-ți spune repede, știi, că tu poți să te deplasezi și el spune. Nu, nu, așa mai, e o variantă mai primitivă. Sper că o să mai iasă chestii genul ăsta, dacă americanii s-au apucat de făcut, înseamnă că o să fie ceva și mai performant. Din o fată timidă la locul ei care nu deranja pe nimeni în jur, a ajuns o tânără plină de viață și mult mai comunicativă, deși a trecut prin situații extrem de dureroase. Atunci când au fost ultimele operații decisive, atunci a fost dureros și când am divorțat, la fel, pentru că eu sunt foarte familistă și chiar am crezut că o să fac o familie frumoasă ca orice femeie, ca orice om de fapt care e. Și atunci când planurile te strică într-o clipă, clar că te traumează. În rest, au fost multe, dar mai mărunte și cumva le uiți. Nici nu mă strădui să-mi amintesc de ele. În familie ai depus mult suflet ca să creezi un cămin fericit. Da, da. Din partea mea, practic, am făcut tot. Tot ce a fost posibil și câteodată imposibil ca bărbatul care era lângă mine să nu simt povara asta că femeia lui are o dezabilitate, da? Adică să fie ceva... Și am depus mult efort și energie, dar n-a mers. Dar a fost o experiență. Da.
ca să știm pe viitor pe ce greblii să nu călcăm. Și-a găsit un rol în societate, oferind un exemplu prin sportul pe care l-a ales să-l practice și de care s-a îndrăgostit foarte repede. Niciodată nu mi-am imaginat că eu și sportul erau ceva lucruri foarte diferite, pentru că mie îmi plăcea să dorm până la 10. Și s-a schimbat viața mea total. Și foarte bine. Am descoperit sportul că chiar îmi place. Te-ai regăsit în el? Da. Mi-am făcut ordine în viață, în gânduri, în... acum totul e disciplină. Responsabilizat? Da, da, da. Foarte mult. Și atunci când ai noi vise, noi scopuri, cumva e mai interesantă viața. Călătorim mult, adică mergem la competiții. Este o echipă care suntem ca o familie. Adică am găsit a doua familie a mea și nu mă simt atât de singură. Înainte de fiecare antrenament, Ina își pregătește cu multă responsabilitate kimonoul, așa cum știe ea mai bine. Acum trebuie să merg la sport. De obicei, când nu e însoțitoarea cu mine, eu trebuie să chem un taxi, pentru că altfel nu mă pot deplasa. Da, deci am aplicație pe telefon. Și chiar acum o să... Telefonul vorbește, deci eu am aplicație pe telefon. Când găsesc că nu depinde de trafic, aici deja am setat, de exemplu, unde eu sunt. Locația. Da, locația. Și unde mă duc. Da, apăs. Назад, кнопка. Заказать. 95,5. Кнопка. Коснитесь дважды, чтобы активировать. Назад, кнопка. Поиск машины. Алло. Алло, друзья. Bună ziua. Я вам рекомендую, если спать. Я вам рекомендую, если спать. Да. Если вы можете, мы ждать сверху машину, потому что я не вижу. О, сфиу, жос на скара. Да, не проблема. Спасибо большое, я побор. Da, uite. O fost un șofer foarte amabil, s-a nimerit. De obicei, nu înțeleg din prima și dau mai multe întrebări. Cum nu vezi, de ce nu vezi, cu ce nu vezi, adică până stai să-i explici. Apartamentul l-ai adaptat după tine, dar orașul cum ți se pare? Este adaptat? Nu, tot în totalitate nu. E, practic, nu e posibil chiar să mergi după toate regulile. În martie, cred pe 23 martie aproximativ, a fost pentru mine foarte așa distractiv. N-am luat din prima ceva foarte serios. Și a fost un antrenament foarte scurt, pentru că mi-a făcut cunoștință doar cu tatami, ce înseamnă tatami, cum trebuie să cai sau ceva din acrobatică mi-a arătat. A fost așa ușurel. Și cum ai înțeles? Aici antrenorii sunt speciale, adică nu ne arată sau dacă nu înțelegem, pun mâna, ți arată cum stau sau eu pun mâna pe antrenor, da, și văd în ce poziție stă și îți explică, adică sunt, își fac lucruri cu foarte mare dăruire. Deci mai mult a fost pe simțuri, da, pe atingeri. Da, tactil, da, da. Și atunci, după primul antrenament, ce impresii ți-a creat? Mi-a fost interesant și am spus hai să mai vin câteva zile să văd cum merge mai departe. Doar după un an și jumătate de antrenament a obținut locul 5 la campionatul european paralimpic de judo. A fost foarte nou totul pentru mine, a fost tot wow să văd, să aud, să simt spațiile imense, multă lume, multă... Foarte interesant a fost pentru mine. Ce a fost
prima, am avut două lupte, prima mea, da, competiție, una am pierdut și una am câștigat. Singură nu știu cum am câștigat, probabil a fost o... Pentru că nu eram încă pregătită eu așa de mult, aveam, cred că, două luni maxim de când mă ocupam. Da, așa a fost să fie, am avut noroc și am câștigat o luptă și eram tare fericită. Practic, tu faci un sport care mulți, fără deficiențe, n-ar face față. Ție cum îți reușește? Nu cred că cineva n-ar face față. Depinde totul, știți, totul are un preț până la urmă. Adică dacă vrei ceva, trebuie să depui foarte multă muncă. Să fii responsabil. Dacă depui muncă, responsabilitate și dăruire, eu cred că oricui s-ar da. Asta e, că e greu, chiar e greu, mai ales la început. Dar ce te ține în putere? Pentru mine asta e ca un... ca o provocare, da? Și tot timpul vorbesc eu cu mine, Ina, uite, o să pot și asta, hai să te văd aici sau hai să te văd acolo, da? Și eu vreau să-mi dovedesc mie că eu pot. Unde te vezi tu în viitor? Vreau foarte mult să cresc în judo, să... ca antrenorii mei să le dau rezultatul pe care ei vor de la mine și ca un fel de răsplată, dar la munca pe care o depun ei cu noi. Și vreau să-i fac mândri de mine și să fac și țara mândră de mine. Pe Ina Cernei a descoperit o Vitalie Gligor, care de peste 20 de ani antrenează sportivi nevăzători. Prima dată când am venit ea în sală, când am adus-o în sală, am înțeles că Ina n-avea nicio bază sportivă. Mi-era ciudat că nu putea să facă nici ceva elementar. Și am înțeles că asta avem de lucru, nu va fi ușor, și va fi un lucru greu și lung. Dar după a doilea, a treilea antrenament, eu am înțeles că ea... Nu are potențial, ea are o dorință. Cel mai suficient, cel mai important la sportiv este dorința de a obține ceva. Dorința să devii campion, dorința să-ți schimbi viața. Nu a fost ușor, au fost și lacrimi, au fost și traume, au fost tot în timpul antrenamentului, dar totuși ea n-a cedat, s-a făcut mai tare, s-a schimbat și spiritual, și fizic, și moral. Și acum eu știu că ea este un sportiv, nu este o persoană din stradă care nu a practicat sport. Acum e un sportiv profesional care se gândește ca un sportiv profesional. Ina este recunoscătoarea antrenorului care i-a insuflat mereu ideea că va reuși, iar acest lucru a încurajat-o să pășească doar înainte. El face asta cu atâta pasiune și când vine și ne explică și ne antrenează, el face cu atât entuziasm și asta se transmite. Și cumva el mi-a transmis dragostea asta față de judo și m-a încurajat foarte mult. Și până în prezent, eu nu am atâta încredere în mine, eu nu credeam că o să fac ceva, dar el e sigur că eu pot să ating cele mai mari reușite. Mă încurajează foarte mult. Și sunt susținută și mă simt foarte bine aici. Dar tu ai avut momente când singură nu aveai încredere în tine? Da, sigur. Când am mers primele competiții și desigur că pierdeam și când pierzi, clar că nu e cel mai bun sentiment și cel mai plăcut sentiment și mă gândeam nu mai iese nimic din mine. Dar domnul Vitalie tot timpul m-a încurajat și a spus că Ina, dacă campionii s-ar face în 3 zile, atunci toți ar fi campioni. Adică necesită timp, muncă și răbdare. Ina Cernei a avut zile când se întreba dacă poate să facă performanță în sportul ales, să facă parte din lotul național de parajudo. Înțeleg că pentru Ina e foarte dificil să facă concurenția cu sportivele din alte țări care practică judo de mai mulți ani, au condiții mai bune, dar dorința de a câștiga, de a deveni campioană, sunt sigur că
va face tot. Noi deja numai o sprijinim și o ajutăm să devie ea o personalitate în sport, să devie un om cu litere mari. Se pregătește pentru alte competiții. Zilnic poartă gândul că poate și mai mult de atât. Sunt multe Grand Prix-uri, sunt multe competiții, dar din păcate noi nu tot timpul participăm la toate din lipsă de finanțare, pentru că toată lumea știe că banii nu ajung pentru tot. Și chiar asta e foarte păcat. Atunci când vii în fiecare zi, te antrenezi, te chinui, și atunci când este un campionat sau ceva, un Grand Prix, tu pur și simplu nu mergi, atât statul nu oferă suficienți bani ca să mergi. Cumva asta vă descurajează? Da, da. Pentru că tu știi că din alte țări ei participă, capte experiență și cumva o iau înainte. Sunt mai buni ca tine, știi? Și tu stai acasă și atât. Cât e de greu pentru tine să locuiești singură în capitală și să întreții singură? Eu sunt destul de activă și nu-mi place să stau degeaba niciodată, de aceea mă descurc. Adică fac sport, cum spuneam, mai lucrez, spuneam în interviu anterior, că mai fac din când în când și masaj și cumva e suficient. Îți asigură pentru strictul necesar? Da. Ce planuri ai de viitor? Foarte multe. Bine, cele mai importante clar că sunt legate de sport, pentru că aici depun mult efort și timp și am și desigur și așteptări de la mine. cât mai multe medalii și succes în domeniul ăsta. Asta cel mai mult îmi doresc. Greutățile nu o sperie. Va merge la competiții să câștige medalii. Dacă va fi sau nu cea mai bună, nu știe. Ceea ce contează cu adevărat este că Ina Cernei din Raionul Fălești i-a învățat pe cei din jur poate cea mai importantă lecție de viață. Pentru că vreau ca cât mai multă lume să nu stea închisă în casă, să nu le fie frică să facă ce vor să facă în viață, să fie mai deschiși și mai fericiți. Nu știu dacă a fost clar mesajul meu. Dacă asta mi inspiră pe cineva, eu o să fiu fericită. Care este secretul succesului tău? Încă nu am mare succes, ca să spun. Dar secretul oricărui succes este munca. Munca și dăruirea și seriozitatea. Cum spuneam, poți să ai tot ce vrei în viață. Depinde cât ești tu gata să dai și să plătești pentru dorința ta. Cum arată viața ta? Foarte interesantă. Și activă. Îmi place momentan, nu știu ce să spun. Îmi place că sunt aici, îmi place că suntem o echipă ca o familie și ne vedem, schimb experiență, ne inspirăm unul de la altul. E interesant. Ești împlinită? 80% da. Cealaltă parte? Cealaltă parte, lucrăm, așteptăm, o să fie totul bine. Adică pe plan personal. Ca orice femeie și om, de fapt, îmi doresc să îmi fac și o familie, să fac și copii, pentru că noi toți avem dreptul la familie și copii și la o familie fericită și desigur că asta îmi doresc foarte mult, doar că o să fie probabil la moment potrivit și cu persoanele potrivite, persoana potrivită. Noi îți mult succes. Mulțumesc mult. Ina Cernei nu se vede în oglindă de aproape 20 de ani, dar își cunoaște bine sufletul. Mereu a găsit puteri să se simtă specială. Poartă mulțumire și recunoștință pentru fiecare om care a crezut-o și nu i-a tăiat aripile.